De fapt, pentru mine, conflictul este liberarea. Deci nu avem nevoie de conflict ca de aer sau de neplăcere. Ca să ajungem să înțelegem că nu există nicio neplăcere în nimic. Deci este o fază, este o etapă pe care mintea noastră zice că este un lucru rău până ajunge până la urmă să-și dea seama că nu este nimic rău în lume. Deci este o fază necesară. Când înțelegi lucrul ăsta, că nu este nimic rău în lume, ești liber. Da, dar este o alegere pe care o faci. Iar eu fac alegerea să nu intru în niciun fel de conflict cu absolut nimeni. E un eu care face alegerea aceea, deci rămâi tot în minte. Ca să poți să depășești mintea, trebuie să nu alegi. Adică să lași lucrurile și viața să fie așa cum sunt ele. Și nealegând, atunci... N-ai cum să-l alegi, Marius. Ba da. Ba da, n-ai cum să-l alegi. Pentru că altfel, la un moment dat, știi cum te poartă? Dumnezeule, știi cum te pot purta tot felul de nu e adevărat. Totul este... Știi ce înseamnă responsabilitate? Înseamnă a alege. Înseamnă a ști exact. Numai eu vreau cu tare lucru. Eu. Și, da. Eu, de ce go? Da, nu. E vorba de identitate. N-ai cum să-ți pierzi identitatea. Am încercat chestia asta mai nu alege. Ani. Și am crezut că sunt nimeni. Am crezut că nu valorez nimic. Am crezut că nu merit nimic. Că sunt... știi? Și atunci s-a creat într-adevăr coconul ăla în mine însă, pentru că știam pe undeva că sunt, ca să zic așa, știi, că exist, știi? Dar nu este neapărat o abordare foarte sănătoasă, adică din punctul meu de vedere, știi? Adică la un moment dat trebuie să existe un soi din ăsta de adică trebuie să existe responsabilitatea propriilor noastre decizii. Nu putem să spunem că, vezi, Doamne, viața ne-a purtat într-un anumit fel și că noi nu avem, de fapt, niciun fel de aport, noi suntem doar așa, da, într-un anumit cerc sau o anumită sferă, înțelegi? Așa, de ar fi mintea. Cum anume să abordăm? Cum? Când abordezi așa și permiți acestei tip... Eu alege. Să aleagă. Nu da, intervine mintea. Hai să-ți spun o chestie. Eram pe drumuri, înțelegi? Și îmi dădea lumea de pomană, carne și îmi dădeau tot felul de lucruri pe care corpul meu le refuză. Și mi-au zis oamenii, domne, mănâncă, pentru că dacă e de pomană, înseamnă că poți să mănânci și că e în regulă. Și nu mi-a zis unul, mi-au zis mai mulți. Dar eu, focul meu interior, mi-a zis, nu, n-ai să faci chestia asta. Deși la un moment dat au fost câteva, două mici scăpări, înțelegi? Când am cat o... Și asta în niște momente nici nu vreau să vă povestesc. Dar, în fine, o să vă povestesc. Da, și atunci, sigur că trebuie să alegi. Adică, n-ai să te lași dacă sufletul tău îți spune, domnule, eu vreau cu tare lucru, eu nu vreau să mănânc carne sau să mănânc cu tare lucru, apoi așa faci. Nu să vină, că poate să vină lumea și să-ți spună lucrurile astea, dar n-ai să le faci acum. Și știi câtă mâncare la un moment dat am primit? Păi nu puteam să... Ce-ar fi trebuit să mănânc pentru fiecare și să mă fac atâta? Doar că așa îmi zicea realitatea cumva din exterior. Nu, la un moment dat trebuie făcute anumite alegeri care sunt în beneficiu și în sănătatea ta și cu anumite responsabilitate. Adică dacă vine cineva și zice, băi, vreau să-ți dau o palmă și asta sau să te bață, ce-i să faci atunci? Crezi că apare în realitatea ta întâmplător? Nu contează cum apare, contează ceea ce faci, cum acționezi. Uh-huh. Înțelegi? Că la un moment dat, în secundele alea, n-ai să stai niciodată să filozofezi. În momentul ăla te confrunți cu viața și alegi. Și zici, vreau cu tare sau nu vreau cu tare. Sau permit sau nu permit. Înțelegi? Și atunci există și o anumită, cum să spun, și aici nu e vorba de, aici e vorba de o anumită, e vorba de curățenie. Adică vine Dumnezeu și pune ceva sfânt în tine, înțelegi? Și te pune acolo și te îngrijește. Eu așa m-am simțit. Da? Și vine și te îngrijește și mai mult îți salvează viața, îți face o grămadă de lucruri, câte mi s-au întâmplat mie, și vine cineva. Nu contează că se întâmplă, viața este printr-un câmp imens de energie, deci se pot întâmpla, nu? Și vine cineva și vrea să facă ceva rău acelui Dumnezeu care n-a știut cum să aibă mai mare grijă de tine. Și tu permiți lucrul ăla? Adică cum nu îi permite de fapt lui Dumnezeu să te lovească? Adică nu Dumnezeu, da, inclusiv, adică ce îi face dacă Dumnezeu ar vrea să-și facă rău ție? Acolo nu este tot Dumnezeu? Asta era întrebarea. Dacă Dumnezeu vrea să-ți facă rău ție, îl lași sau nu-l lași? Asta e o altă întrebare. Nu contează. Eu, spre exemplu... Adică cel care vine către tine, acolo n-ar mai fi Dumnezeu?
Ba da, dar și eu ce să fac acum? Să... Adică cum? Deci n-am ajuns, cred că, la nivelul ăla în care să zici că... Sigur că le lași, dar cred că trebuie să existe niște chestii de cum să spun, de... Deci în momentul în care nu mai... Când îl iubești pe Dumnezeu, nu lași pe cineva să-ți facă rău. Nu lași. În momentul în care nu mai împarți în bine și rău, nimic nu mai vine să dovedească că ai împărțit în bine și rău. Ca să vină o carne, eu trebuie să împart. Dacă nu împart în bine și rău, nu vine carnea. Rostul cărnii este să te ducă în non-împărțire. Non-diferențiere. Da, mă rog, și ce să împarți când mai nimic? Știi? Adică, împarți în bine și rău și nimeni nu-ți va oferi carne. Asta da. Să fii sigur. Da. Pentru că totdeauna exteriorul ia forma interiorului. Întâi fii tu cum trebuie și atunci exteriorul va lua forma ta. Da, Marius, dar să știi cum se întâmplă, toată viața creștem. Deci gândește-te că eu am 42 de ani, eu am o viață întreagă de ani și cine știe cât, înțelegi, ca să înțeleg și să... Eu, din punctul meu de vedere, eu mă simt... Eu mi-am rezolvat, sigur, da, mă rog, carne, necarne... pomană, nepomană, în fine, da, se întâmplă lucruri. Învățăm din toate, știi? Dar lucrurile pe care le-am învățat sunt și trăirile pe care le-am... Nu mă interesează nimic. Înțelegi? Pur și simplu nu mă interesează. Faptul că stau acum de vorbă cu voi este pentru că cred că cumva întotdeauna mi-am dorit ca... întotdeauna cred că mi-am dorit ca să am să spun o chestie. Acum două zile am simțit o chestie foarte frumoasă. Am simțit așa că absolut totul este... Am simțit chestia de care vorbești tu și toată lumea vorbește despre bine și rău, despre... Știi? Și eram ca și când aș fi fost cumva așa în spațiul ăla vid, știi? Și m-am uitat așa la toate de acolo, de unde, din spațiul ăla și m-am gândit că... Am simțit o imensă iubire, de fapt, pentru toată desfășurarea asta, știi, care se întâmplă aici. Adică chiar o imensă iubire și compasiune pentru tot jocul ăsta și pentru toată zbaterea asta, știi? Și în secunda aia am simțit că pentru asta cumva sunt aici, știi? Nu ca să spun cuiva ceva, cât ca să le spun poate tuturor că iubesc, știi? Ca să spun așa la toți oamenii că na, că se poate, iubire. Că există iubire, da. Mai departe de toate și mai departe de toate. Și totuși există iubire, există, da? Există, da. Da. De ce și totuși? Oamenii se îndoiesc? Nu știu cine a scris versurile astea, așa că... Cu siguranță. Da. Repuneți zâmbetul pe față cu ești frumoasă tale. Da, nu, sunt puțin îngândurată pentru că, da, da, îngândurată, da, da, mă gândesc așa la chestii. Mă gândesc, asta este, nu, am ce să faci. Mă gândesc, da. Dar mă rog, nu, e ok, e bine. Am vorbit o grămadă astăzi, mă, am plătit. Bine, plătit. Bine. A fost prețioasă întâlnirea noastră. Da. Eu așa sunt. Dar n-am spus deloc întrebări. Da, eu mai am plătut 100 de lei. Da, eu sunt așa, dar mulțumesc că ești un exemplu și eu sunt ăla om. Tot un exemplu. Și te-am ascultat cu mare atenție, că de regulă eu mai intervin așa și ești un exemplu extraordinar. Ești un om cu toate cele care le-a dat demnitatea unui om.
nu cu partea negativă, nu, chiar pozitivă, ești excelentă, ești divinul la care trebuie mulțit. Și uite, iar luăm așa câte puțină flacără de asta vie a divinității de la tine și o ducem în sufletul nostru și noi poate mai departe o multiplicăm și o ducem și încercăm să fim măcar puțin din ceea ce ești tu. Tu ești, uite, s-a ridicat părul pe mine, ești minunat. În toată manifestarea. Suntem cu toții care suntem aici, suntem absolut minunați și asta cred că trebuie să înțelegem și cred eu așa. Cel mai frumos. Suntem foarte, foarte frumos. Cred că dacă v-ați dat seama dacă am vreo dorință și dacă asta ar fi doar să așa măcar știi să așa simțiți chestia aia extraordinară care sunteți fiecare în voi și atât. Trebuie, da, eu cel puțin trebuie să mai lucrez mult, foarte la mine. Da. Te-am pe tine ca exemplu și am văzut și colegii cu care am fost zilele astea în că se poate. Eu nu am cunoscut până acum că există și altceva decât știam eu. Da. Nu știu. Am descoperit o lume nouă și încerc să ating punctul la zero. Adică ce înseamnă special? Ca să poți să încep o viață nouă. Să știi că fiecare pas și jumătate de pas dacă faci, ai, poți să-ți dai seama cât ai avansat. Nu contează și un milimetru, dacă o iei cu milimetru, cu milimetru, tot ai să ajungi unde trebuie. Așa că trebuie doar relaxează-te și... Da. Și be happy. Da. Și alege fericirea, da. Să alegi fericirea întotdeauna, fiecare moment. Asta o să-ți spate. Deci să nu alegi să ai dreptate, ci să alegi fericirea. Doar fericirea. Ești puternică, bravo. Nu știu dacă ajungeam așa la nivelul tău, credeam. Foarte fericit, dar sunt nefericită în fericirea mea. Ana, ai o întrebare? Nu, așa cum este, nu vreau să-mi iau rămas bun. Da. Să-ți mulțumesc pentru întâlnirea asta, care a fost prețioasă pentru mine. Îți doresc să îți fie bine fiecare zi din viața ta, să-l simți mereu pe Dumnezeu aproape, și să rămâi frumoasă așa cum ești. Să rămână. Și tot rămâi frumoasă. Și apare foarte târziu și copilul meu e în altă parte și te înțeleg. Vreau să te îmbrățișez. Mulțumesc din tot sufletul. Mă bucur din sufletul că te-am cunoscut. Așa. Oh, perfect.